Cum v-ați descurcat cu cele 5 buletine? Păi, dacă m-am descurcat în atâtea bătălii electorale, mă gândesc că am putut să mă descurc și cu cele 5 buletine de vot, pentru că n-a fost decât unul în plus și dorința de schimbare atât la județ cât și la Caransebeș a fost foarte mare. Așa că mi-am făcut datoria de cetățean al Caransebeșului și al județului și rămâne să numărăm diseară să vedem rezultatele muncii.